Bună ziua, stimați spectatori ai televiziunii române! Suntem în sâmbătă acestei săptămâni în care am vorbit despre părinți mistici, asceți, dar și despre acești mucenici cu totul special care ne-au traversat într-un fel săptămână. Astăzi sunt pomeniți așa, Sfântul Mare Mucenic Platon, Sfântul Mare Mucenic Roman, Sfântul Prunc care a întrebat fiind pe eparhul pe care Dumnezeu se cade al cinstii, a răspuns că pe Hristos de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Roman, diaconul palestinian, și tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Zaheu, diaconul Bisericii Gadarilor și Alfeu, care de sabie s-au săvârșit. Nu v-am înșirat numele doar așa să știți de ele, ci ca să înțelegeți că fiecare zi, fiecare clipă din biserică este rodul sângelui mucenicilor. După cum spunea Tertulian, că sângele mucenicilor este sămânța bisericii. Din ea s-a născut biserica. Cel mai interesant dintre toți astăzi, din punctul meu de vedere, este acest mucenic Zaheu, diaconul Bisericii Gadarilor. Da, da? Gadarenii și-au făcut biserică. Asta este forța cuvântului lui Dumnezeu. El moare fiind ucis în condiții grele după ce îi se taie limba pentru că se încăpățâna să propovăduiască pe mai departe Evanghelia lui Hristos. Semn că, în sine, oamenii simpli ai gadarenilor s-au schimbat nu și conducătorilor și că uneori Hristos deranjează până la sfârșitul veacului pe toți conducătorii care, țineți minte, sunt convins, iubesc mai mult porcii decât semenii. E taina zilei acestea și aceea că l-avem pe pruncul acesta pomenit. Un prunc care este ucis pentru că rostește un adevăr, că adevăratul Dumnezeu pe care se cuvine a cinsti este Iisus Hristos. Din acest punct de vedere, cred că e momentul să ne reamintim că foarte multe din clipele pe care le petrecem în liniște acasă și în taina bisericii poartă cu sine bucuria aceasta împlinită a muceniceilor. Când mergem și ne rugăm în biserică, trebuie să știm că pentru fiecare loc pe care îl ocupăm astăzi, în genunchi și rugându-ne, cineva a plătit cu viața. Mâine este o nouă zi.